Dacă vine în clipa aceasta, ne ia sau nu ne ia. El ia doar ce este al Lui. Ia doar ce-i aparține. Dumnezeu să ne întrească, să ne binecuvânteze. Avem nevoie de putere. Încă n-a venit Iisus. Mă gândeam cu cea fratele Adrian și chiar de asta, acele fecioare înțelepte și lechipzuite. Toate aveau candele, toate erau fecioare, toate aveau un deren, toate au fost întâmpinarea mirelui. Doar că unele aveau prea puțin un deren. Și când și-au dat seama că nu le ajunge? Când au ațipit, pentru că mirele zăbovea. Domnul să le umple candele până la venirea Lui să nu se cadă să stingă. Aici e problema. Am candele, mă ajunge cât am. Oare? Oare ne ajunge? Fiindcă mirele zăbovea, au atipit. Dar dacă vinea mirele atunci, intrau toate. Intrau toate. Și pentru că mirele zăbovea, au atipit, și când au ieșit în întâmpinare toate, și-au dat seama că nu au un deren suficient. Domnul să ne umple candele, un deren până la venirea Lui. Să nu umple cu putere și cu Dumnezeu cel Sfânt să putem răda, că ne așteaptă zile grele. Noi momentan suntem o adunare. Biserica Lui Dumnezeu este fără pată, fără zgârcitură, fără cusur. Domnul să ne întărească să putem face parte din ea. Nu e ușor. Este o luptă între viață și moarte. Și Domnul să ne întărească. Vreau să dau citire din Matei 24, începând cu versetul 9. Atunci vă vor da să fiți chinuiți, vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele Meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, se vor urâ unii pe alții, se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi provăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Atunci, sau acum, sau peste puțină vreme, aceste lucruri se vor întâmpla. Când Scriptura ne spune că mulți vor cădea, de unde? Care astăzi sunt în picioare. Înseamnă că mai mult de jumătate. Oare cum trebuie să fie ceilalți care rămân? Domnul să le întrească, îi dea un duc de veghere, de trezire și o cercetare a Duhului nostru. Să rugăm, Doamne Iisuse, descoperă-mi starea care o am Tu, descoperă-o Tu, nu care o cred eu. Poate mi-am făcut-o neprihănirea mea și poate mă înșel singur, că durile și înșelare sunt pretutinde. Dumnezeu să trezească noi. O pocăință autentică, prin Duhul Său cel Sfânt. Să ne rugăm în această rugăciune ca Dumnezeu să ne dea răbdare până era sfârșit, altfel degeaba am crezut. Ce folos 10, 20, 30 și la urmă am pierdut totul. Pentru că diavolul spune, caută să doboare chiar pe cei aleși, dacă e cu putință. Oare ce fel de vreme vor veni când mulți se vor lepăda, se vor vinde unii pe alții, ca acum? Nici de cum. Și ca să biruim în vremea aceea, ne trebuie multă putere la Dumnezeu. Și Domnul să le întărească. Că atunci cei ce vor cădea, nu arată că se vor mai întoarce înapoi. Și Domnul să le întărească, să le binecuvânteze. Și îți dau citire din Petru, capitolul 3, cu versetul 11. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm cerul nou și un pământ nou, în care va lucra neprihănirea. De aceea, prea iubitilor, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Dumnezeu să ne ajute să ne silim, să fim găsiți fără vină și fără pată. Și fără pată. Domnul să le binecuvânteze, să ne întărească. Ne ridicăm pe picioare și cerem Dumnezeu puterea de a rămâne stator până la venirea Lui. De a birui, indiferent ce vremuri, voi ridica cu prețul vieții, să avem puterea prin Duhul Sfânt de a-i da chiar viața pentru Iisus Hristos. Că vine vremea când ne va încerca pe unul dintre noi și la aceste lucruri. Și dacă acum dăm înapoi este ce vom face atunci? Dumnezeu să ne umple de putere și Duhul Său cel Sfânt să rămân. Doamne, până la venirea Ta, Doamne, ajută-ne să rămânem în picioare. Amin.